Un accident șocant a învăluit toată țara. Acesta a avut loc după ce un autobuz a căzut în gol de pe un pod de la o înălțime de 15 metri. Un accident grav a avut loc în Italia după ce un autobuz a căzut de pe viaductul Vempa, care leagă Veneția de Mestre. Accidentul a provocat cel puțin 21 de morți și 40 de răniți. Autobuzul a căzut în gol de la o înălțime de 15 metri și avea la bord numeroase persoane. Se pare că autobuzul a ieșit de pe partea carosabilă pe pasajul superior Vempa. Căderea s-a petrecut într-o zonă de teren feroviar care trece pe lângă șosea. Potrivit autorităților, autobuzul a luat foc în urma impactului. Autoritățile italiene au întrerupt circulația pe linia de cale ferată între Mestre și Veneția în urma accidentului. Accidentul a fost încadrat în protocolul de urgențe majore. Acest lucru înseamnă că toate camerele de urgență din spitale au fost puse la dispoziție pentru tratarea pacienților. Totodată, personalul medical de întărire a fost rechemat în instituțiile medicale. Răniții au fost transportați de către spitalele din Mestre, Padova, Trevisio, Mirano și Dolo. Un comunicat al prefecturii anunța că pe lângă cei 21 de morți, alte 12 persoane au fost rănite. Există și numeroase persoane Dispărute. Se pare că unele dintre primele victime recuperate au decedat în urma arsurilor. Tragicul accident a dus la decesul a două persoane, inclusiv a doi copii, relatează sursebune.com.